invitați pe domnul Domn să spună mai multe despre acest lucru. Și apoi o să discutăm și despre problema stadionului, care e în linie dreaptă, ca să spun așa, în sensul că avem deja în lucru studiul de fezabilitate. Am discutat cu doamna Carmen Tocale săptămâna viitoare să participe și dumneavoastră la o discuție cu proiectanții pentru stadion, pentru că sunt și alte sporturi în afară de fotbal care trebuie să fie reactivate în Craiova și trebuie să ne îngrijim și de ele. De aceea nu vom discuta doar de construcția unui nou stadion, ci a unui întreg complex sportiv pe fonduri europene, lucruri despre care ne va spune mai multe doamna Tocal. Cine începe cu dumneavoastră? Doamna pentru echipa de basket, pentru echipa de volei, handball, junior, tot ce aveți și atletism. Desigur că am vrea să adresăm cuvinte elogioase și de fotbal. Cu regret spun că astăzi craiovenii nu au în prima ligă, dar până la fotbal există foarte multe activități pe care le putem face împreună. Ne-am propus și am introdus în strategia guvernului, în strategia de guvernare sportul. Dacă vrem activitate, trebuie să avem și infrastructură, motiv pentru care după mai multe discuții cu doamna primar și trebuie să recunosc că este foarte focusată. Dânsa ne-a adresat mai mult pe ei. Vom aduce în Craiova un complex sportiv național. Vorbim despre fotbal, stadionul se impune ca necesar. Reabilitare sau construirea unui stadion nou. Pe de altă parte, însă, România are, este recunoscută. Imaginea sportului românesc a adus multă faimă și avem sporturi cu care ne mândrim. Gimnastica. De ce Craiova să nu aibă o sală de gimnastică? Gimnastica sportivă. Avem atâtea medalii, avem vedete, putem crea modele. Și atunci am venit cu propunerea ca pe lângă stadion să avem și pentru celelalte discipline sportive infrastructură. Sală de gimnastică, pistă de atletism. Stadion de atletism. Avem sala polivalentă în care disciplinele sportive, jocurile sportive își desfășoară activitatea, la fel și am văzut K1, am văzut Super Combat, deci sunteți doritori de sport. În acest sens, evident că împreună vom demara și vom susține proiectul. Domnul prim-ministru Victor Ponta și-a exprimat foarte clar opțiunea de a demara acest proiect în Craiova, cât se poate de repede, și vom susține cu tot ceea ce putem noi din punct de vedere logistic și vom pleda împreună pentru realizarea complexului sportiv național. La noastră, sigur se va face. Pe lângă infrastructură avem și activități sportive cu care vom promovi activități sportive, competiții, dar și sport pentru sănătate, sport pentru educație, sport pentru toți. În următoarele 3 luni de zile ne-am propus să realizăm împreună un plan de activitate care pentru România înseamnă, de fapt, intrarea în Uniunea Europeană. Sportul din 2014, după cum bine știți, intră ca și prioritar. Comisia Europeană a decis ca din 2014 sportul să aibă atât taxă, fonduri și fond social, a existat și până acum, dar noi nu ne-am canalizat în această direcție și, evident, sportul la nivel local. Am ales Craiova nu întâmplător. Eu trebuie să recunosc, nu pentru că eu sunt femeie și știu, dar știu ce înseamnă presiunea unui om care își dorește pentru cetățeni, își dorește să demonstreze, își dorește și are ambiția să vă aducă dumneavoastră, celor care până la urmă reprezentați interesul administrației publice locale, să aducă ceea ce a pierdut, să aducă un plus valoare. Dacă facem referire la jocurile sportive, să știți că acum 3-4 zile domnul Gațu a vorbit cu domnul ministru Bănicioiu, cel care astăzi conduce sportul românesc și care din nefericire nu a putut fi aici pentru că este la FOTE, Festivalul Olimpic al Tineretului European la Poiana Brașov.
Dar împreună suntem siguri că vom avea și handbal puternic, vom avea și basket, cum am văzut cu sală plină, și fotbal. Nu vă ascund că sunteți la fel de importanți. Pentru că și presiunea dumneavoastră înseamnă foarte mult. Înseamnă mult și acolo unde greșim, dacă greșim și dacă ne angajăm și nu putem face, evident că pe partea de focus în fața dumneavoastră răspundem. Și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Sub denumirea de All-Star Game, dați în faptul că în Craiova este o mare dorință de a comunității pentru sport, apariția acestei săle a însemnat enorm pentru comunitatea noastră și totodată pentru sportul craiovean. Ne bucură foarte, foarte mult că am văzut sala aceasta plină și ne-am dorit anul acesta să aducem acest eveniment în Craiova. Am luat legătura cu reprezentanții sportclubului municipal și echipa de basket a fost foarte, foarte fericită, secția de basket, să organizăm împreună acest eveniment. Bineînțeles că nu se putea desfășura un asemenea eveniment fără sprijinul primăriei și am găsit mai mult decât deschidere din partea primăriei și în special a doamnei primar. Și putem anunța acum că în data de 18 martie acest eveniment se va desfășura la Craiova. Ce aș putea să vă spun despre acest eveniment? Se reunesc cei mai buni jucători din România, atât străini cât și români. Vom face un meci demonstrativ cu două echipe combinate, români cu jucători străini. Momente foarte frumoase vor fi de-a lungul acestui meci. Avem concursuri de aruncări de 3 puncte, concursuri de slam dunk. Avem totodată niște concursuri interactive cu publicul craiovean. Scopul acestui eveniment este, în primul rând, de a promova basketul, de a aduce un eveniment foarte frumos în Craiova, unde avem un public spectator foarte numeros, dar totodată avem și o latură caritabilă în desfășurarea acestui eveniment. Vrem să strângem niște fonduri și aceste fonduri să fie îndreptate către o cauză nobilă. Vrem să facem niște vizite la un spital de copii, la un azil de bătrâni. Împreună cu primăria o să definim pe parcursul următoarelor săptămâni unde avem nevoie și unde vrem să mergem, să ne aducem puțină alinare în oameni care sunt în suferință. Am început să mănânc doar pentru stadion și am avut o discuție cu doamna Tocală care îmi spune că ar trebui, dacă tot luăm fonduri europene, să beneficiem de această finanțare pentru un întreg complex sportiv. Asta înseamnă că va trebui să avem și pistă de atletism. Știu că foarte multe premii sunt aduse în Craiova de atleții noștri și în aceste condiții este normal să aibă unde să se antreneze și să aibă această pistă de atletism. De aceea, împreună cu proiectanții, vom avea o întâlnire săptămâna viitoare la București ca să vedem cât de mult permite terenul pentru dezvoltarea unui întreg complex sportiv. Și doamna Tocală a venit cu ideea să avem și o sală de gimnastică, dacă tot facem un complex sportiv, ceea ce desigur că nu poate decât să ne bucure. Noi avem aici gimnastică, dar sunt săli foarte mici, condițiile nu sunt cele mai bune de antrenament. Am făcut și eu gimnastică atunci când eram mică, aveam vreo 6 ani. Nu știu dacă mi-a folosit foarte mult, că am făcut o perioadă foarte scurtă, dar eu zic că ar fi bine să dezvoltăm toate sporturile și mai mult decât atât, doamna Tocală ne invită ca anul viitor să ne înscriem într-o competiție între orașe pentru a deveni orașul sportiv al României. Dar stabilita terenului să se construiască fără pistă. Da, absolut. Fără pistă. Și încă suntem în discuții dacă va fi acoperit complet sau nu. Presupune niște cheltuieli de funcționare exorbitante aproape și va trebui să avem această discuție cu specialiștii ca să ne spună exact ce presupune, pentru că nu vreau să demolăm bugetul localității după apariția stadionului, dar dacă există posibilitățile tehnice ca noi să întreținem un astfel de stadion, eu vă spun că l-aș dori acoperit. Eu am văzut proiectul, deocamdată nu vreau să vă spun mai multe până când nu o să fie gata studiul de fezabilitate, atunci o să vă arătăm și
imaginea stadionului, cum mi s-a prezentat mie până acum, este ceva de senzație, nu mai există în România. Când credeți că va începe corpul stadionului? Noi trebuie să finalizăm studiul de fezabilitate cât mai repede. 40 de zile a fost termenul fixat, ca după să depunem dosarul imediat la Ministerul Fondurilor Europene. Înțeleg că este vorba de mutarea de pe o axă pe alta a finanțării ca să putem să beneficiem chiar de la sfârșitul acestui an de finanțare. Asta pentru că ne dorim să avem, eu cel puțin îmi doresc ca până la finalul mandatului meu să fie gata stadionul.